Băi, Mariuse, mai uite, eu am întrebarea asta și eu nu reușesc efectiv să găsesc cu răspuns, adică tot mă chinui, mă o întorc pe toate părțile. Băi, de ce are, mă, pseudoștiința atât de mare succes în România? Adică tot observ, lumea dă vinde terapii miraculoase de vindecare a emoțiilor, terapie cu îngeri, theta healing, reiki, terapie cu pietre, cristale, efectiv lucruri care n-au nicio legătură cu știința și eu nu reușesc să-mi explic. De ce? Singurul lucru pe care am reușit să-l înțeleg cât de cât este că oamenii de se ocupă de medicină sau de știind de asta, de sănătate mentală, sunt un pic reci, aș putea spune în termen coloveal, în sensul că sunt foarte direct și nu au, să zic, empatie. Sau au empatie, dar nu o manifestă. Pe când oamenii dăvând mizerii și escrocherii, par foarte empatici. Adică nu, din punctul ăsta de vedere care lucrez în domeniul psihologiei, de ce pseudoștiința prinde atât de tare în România? Și e... În primul moment te-aș întreba dacă știi că prinde atât de tare în România comparativ statistic cu alte state. E ceva ce știi sau ceva ce crezi? Că există o tendință în România să ne super mega ultra victimizăm, iartă-mă, catastrofizare se numește, awfulizing. Știi sigur pe baze statistice că rata de analfabetism științific e mai mare în România. Da, asta știi. Ok, ți-am răspuns eu. Asta da. Asta e primul lucru. De ce? Acum întrebarea s-ar pune de ce e analfabetismul științific atât de ridicat în România. Sunt multe motive. În primul rând, sunt motive de natură structurală și politică. E una din ipotezele de lucru. Dar oricum, ceea ce o să spun eu acum și ce mă forțez tu în virtutea întrebării să fac este să încerc să găsesc un crânat de variabile explicativ ca să justific. Fiecare are o parte din explicație. Nu? E ca o regresie multiplă cu multe variabile. Nu, dar e... Primul dintre ele este că România nu a trecut niciodată prin destalinizare. Dacă știi ce înseamnă fenomenul de destalinizare, știi de asemenea că România n-a trecut. România n-a avut o evoluție ca în Ungaria din 1956, n-a avut un moment ca în Cehoslovacia în 68. Ceaușescu a fost preferat în mare măsură ca dictator de către Uniunea Sovietică, pentru că de-aia nici n-a venit Brejnev sau Hrușciov cu tancurile. Pentru că era un dictator care... Știi, după tezele din iulie din 71, că, la bine, lăsând deoparte scena balconului, a promovat asta. A promovat lipsa de educație a oamenilor. Din 71 încolo am impresia că facultatea de psihologie nici n-a existat. Era împreunată cu cea de filozofie. Și asta s-a păstrat până la revoluție. Nu, dar uite... Asta e primul factor, că facultatea de psihologie n-a existat, apropo de asta. Doi la mână. Ceea ce era promovat în momentul respectiv nu era tocmai știință. Marxism-leninismul are pretenția de știință, de o paradigmă sociologică. Și asta e o altă problemă pe care merită să o avem în vedere. Și anume că în România, spre deosebire de alte state fost-sovietice, toată perioada asta despre care îți vorbeam, 71-88, fără destalinizare, a însemnat și că dacă deviei față de marxism-leninism, o puneai rău de tot. Numărul 3. Majoritatea oamenilor care aveau succes din nomenclatură erau indisolubil legați cu securitate. România a avut una dintre cele mai mari populații de membri ai partidului sau membri ai securității. Nu mai țin minte în ce carte al domnului Cioroianu i-a scris asta, dar poți să vezi. Ai citit cartea lui Pacepa? Am citit multe cărți. Nu ai citit-o? Te întreb. Da. Că uite, de exemplu, mi se pare interesant, ca o paranteză, tu știi că cartea nu poți să o cumperi în România, am căutat-o, mă rog, am în PDF, am căutat-o să mi-o cumpăr fizic. Nu există, n-ai voie, nici de pe Amazon nu poți să o aduci în România, mi se pare... Cred că a scris acolo niște chestii care nu vrea să le știe lumea. Înțeleg. Și hai să ne întoarcem acum, astea sunt explicațiile... exogene, nu? Variabile extrinseci individului. Și acum vin variabilele intrinseci individului. Eu nu știu un studiu făcut corespunzător între România și alte state post-comuniste după Revoluție, că a fost o revoluție masă. Apropo, am uit recent Gorbaciov, Dumnezeu să-l ierte, că a făcut mai mult bine decât rău.
în care se compară rata de tulburare schizotipală de personalitate. Da, asta, da, asta e o caracteristică din ce am înțeles, e o mare parte genetică. Știm că tulburarea schizotipală, paranoidă și schizoidă sunt din mănunchiul A, nu de comportamente excentrice, ciudățele, cum le spunem noi, și sunt schizotipal în linie cu schizofrenia. Noi nu știm încă asta. Ce, ce particularități genetice o avea bazinul nostru care poate să predispună spre tulburarea schizotipală și în linie. Asta e variabila numărul 4, da? Explicația nu sunt niciodată simple și nici nu cred că am pretenția de a fi exhaustiv, adică de a epuiza complet variabilele. Numărul 5, cu analfabetismul științific. Sărăcie. România este una dintre cele mai sărace țări din Europa, alături de Bulgaria. Ca să ai o educație bună, trebuie să plătești profesorii, nu? E vorba de o motivație extrinsecă, materială. Ori profesorii respectiv putem avea această pretenție că ei au un imbold iluminist fără vreo motivație de natură financiară? Sau mulți dintre ei recurg, de fapt, la evaziune fiscală prin meditații, prin alte lucruri? Plață în natură câteodată în unele locuri, nu? Că vine mama și tata cu ouăle și cu brânză la școală. A doua, cea mai săracă țară din Europa. Iar, din nou, un corp profesoral în care există corupție și care nu știu cât de puternic este imboldul să crească alfabetizarea științifică. Numărul 6. Cărțile scrise. Ca să poți să creezi alfabetizare științifică și să promovezi gândirea critică, este prin manuale. Ori noi am avut o reformă importantă în educație undeva în timpul turnover-ului, cum îi zic americanii, când am trecut de la PDSR la CDR, dar reformele merită să continue. Multe manuale sunt scrise foarte diferit în română decât în altele. Numărul 7. Cu promovarea gândirii critice, nu? Ca să promovezi gândirea critică înseamnă că ți-asumi ca politician, ca șef, ca șmecher, posibilitatea ca oamenii să te conteste. Ori este conceptul celebru al lui Altman și Verba de cultură politică. Noi presupunem că rămășițele culturii politice românești, și da, orice țară are cultură politică, sunt de tip supus, nu participant. Există manifestări ale societății civile, într-un fel sau altul, inclusiv partidele politice sunt manifestări ale societății civile. Dar sunt mult mai slabe decât în alte țări. Deci e foarte posibil ca cultura politică și rămășițele care au rămas, nu? Să fie pentru o cultură politică de tip supus, nu de tip participant. Și atunci e absolut normal că nu se dorește probabil nici de sus ca oamenii să aibă gândire. Nu, dar uite, ca să iau un exemplu unitar. Eu m-am uitat, sunt pe niște grupuri de bun laud, de pe care am ieșit. Că din nu vrei să auzi și variabila numărul 8? N-ai terminat, scuze. N-am terminat, mai avem o variabilă. Okay. Numărul 8. Oamenii care au venit după Revoluție, cel mai probabil erau nomenclatoriști sau fiul de nomenclatoriști. Sau oameni care în virtutea legăturilor lor politice au mai vândut, au mai făcut o găinărie, au mai făcut o chestie, au mai vândut un teren la străini, au mai luat acolo 100.000 de euro, chestii de genul ăsta. E normal ca în spațiu media cei care aveau puterea financiară să se supraexpună prin reclamă, prin cărți, să fie oameni care erau nomenclatoriști sau fi de nomenclatoriști. Și ce fel de trăsătură de personalitate îți trebuia ca să supraviețuiești atunci? Paranoidă? Să fii cu ochii în patru că te vinde securitatea? Sau a opta variabilă. Ține minte ceea ce ți-am spus. România a avut unul dintre cele mai mari populații din Europa, dacă nu chiar cea mai mare, în care foarte mulți oameni au membri de partid între 80 și 88. Deci tu zici că practic s-a promovat uniformizarea. Nu, ți-am dat un crânat de variabile. Într-o ecuație de regresie care nu știu dacă este liniară sau de natură logistică, probabil că unele dintre ele nici măcar liniare nu sunt, ci parabolice, care îți spun că sunt niște particularități care trebuie înțelese de la caz la caz. Nu m-aș hazarda spre niște interpretări nomotetice, ci ideografice, adică mai simplu exprimat, trebuie să penetrezi istoria României ca să nu te hazardezi de ce s-a întâmplat asta. Și ți-am dat vreo variabile care contribuie la situația de astăzi.
Deci asta cu paranoidul, asta e... Asta că general de securitate nu-s paranoizi sau erau paranoizi. Inclusiv Stalin, spre exemplu, Sechenov, multă lume nu știe păi că... Păi și chestia asta se traduce prin simplu fapt că având structura asta personalității și modelul ăsta, păi, că general... lumea când vede chestia asta începe să devină paranoid de la orice și nu crede orice? Nu, că paranoia este, scuză-mă, e legată de partea de schizoid și schizotipar, că sunt în același cluster. Și deci, practic, cele sute de gene care sunt implicate acolo, fiecare ca un râu care se scurge într-un fluviu. Da, dar ți-am mai spus ceva, nu e doar partea genetică, e și partea de presiune selectivă. Dacă succesul tău era determinat, nu, netrecând prin destalinizarea România, de capacitatea de a fi cu ochii în patru, să nu te vândă ăla, să nu-ți dea ăla în cap, se dezvoltă. Mm-hmm. O gândire de tipul ăsta. Dispare gândirea critică. Dispare gândirea critică pentru că e better safe than sorry. Mai bine ajungi la o credință de bază de tipul oricine mă poate vinde anything goes, unde vezi legături unde nu există. Păi nu, dar uite, eu... da. Paridolia, apofenia. Și e doar un pas de la a vedea legături unde nu există, intenții unde nu există, la a vedea legături între variabile unde nu există. De aici se pseudoștiință, te uiți... Vezi un cristal, crezi că e vindecător, da. Eu ți-am dat vreo 8 variabile diferite care încearcă să facă o analiză. Ți-am zis, n-am nicio pretenție de a fi exhaustivă de ce România s-ar putea să nu fie ca alte state europene. Pentru că a avut o particularitate interesantă din punct de vedere politic. Iar Ceaușescu n-a promovat niciodată destalinizare. Modelul lui a fost tipic bolșevic, bine, există și un mare politolog numit Pipes care a sugerat că de fapt inclusiv cultura politică de tip comunist specifică regimului lui Stalin ar fi fost importată din țarism. Sunt multe variabile exogene și de asemenea și interne și nu cred că o explicație monofactorială e sănătoasă, de genul doar din cauza aia. Ți-am dat vreo 8 variabile de ce se întâmplă asta. Îți mai dau și panou acum, dacă vrei. Nu numai că oamenii care erau nomenclaturiști sau fide nomenclaturiști au avut mai multă putere economică imediat după Revoluție și atunci s-au suprareprezentat din punct de vedere cultural prin cărțile pe care le-au scris, dar și acum. Mm-hmm. Și practic, ei practic nu e... Nu sunt oameni de știință între ghilimele și scriu cam orice vrei tu să zici. Și de asta prin pseudoștiința. Că nu există, n-am zis un cod de control. Sunt mai multe motive. În primul și în primul rând gândește-te la principiul mercantilismului. Tu vrei să vinzi, uh-huh, nu? Și dacă vrei să vinzi, trebuie să linși cactuși. Uh-huh. Trebuie să faci ceva atât de dubios, atât de deviant, încât devii viral. Uite, da, ca să revin la exemplu de mai devreme cu grupul de bolnavi pe care am vrut să ți-l zic. Eu am întâlnit pe un grup mai mulți oameni de au fost diagnosticați cu boala Lyme și era cineva de vindecat cu nu știu ce fel de energie, dar oamenii ăia refuzau efectiv tratamentul medical, că unii poate aveau tulburare, cum era, tulburare de simptome somatice. Unii, din păcate, aveau scleroză multiplă în plăci dacă credeau că este boala Lyme. De ce oamenii preferau un răspuns care nu are o bază în știință și preferau un răspuns că te vinde cu energie? Eu n-am putut să înțeleg că fug de adevăr. Acolo e un eșantion, nu toată lumea gândește așa. Nu e un eșantion, dar am observat că, să zicem, fenotipul oamenilor care ajung să pice în plasa asta sunt oameni care cred în boli care nu există sau în manifestări. Sau nu se pare normal ca în condiții de anxietate să vezi legături unde nu există? O ai tulburarea schizotipală și cea de anxietate? General vorbim, tulburarea de anxietate, nu sunt ambele tulburări de fals pozitiv. Și gândește-te că o tulburare de fals pozitiv înseamnă o tulburare în care detectorul tău metaforic de fum spune, e incendiu, dar tu doar fumezi o țigară. Uh-huh. Vezi legături unde nu există. Uh-huh. Și în tulburarea schizotipală de personalitate și în tulburările de anxietate, tu vezi pericole unde nu există sau sunt supra. Nu sunt ambele tulburări de fals pozitiv. Nu tulburări de fals negativ, cum se întâmplă în episodul maniacal la Bipolar 1,
Când persoana nu vede riscuri unde chiar sunt riscuri. De genul, ce s-ar întâmpla dacă fumez marihuana și beau alcool și fur o mașină de pe stradă și cunesc cu 200 la oră? Ai o tulburare de fază negativ. Pentru că nu vezi pericolul unde e un pericol. Deci, ca să rezumăm, cu lista exhaustivă pe care mi-ai zis-o mai devreme, e unul lipsa de educație, că nu s-a vrut un popor educat. Și lipsă de bani ca să creezi o motivație extrinsecă în corpul profesoral, o istorie de cultură politică de tip supus, dacă am folosit taxonomia lui Elman și Verba, un proces de lipsit de destalinizare în dinamica și traiectoria politică a României din 68 până în 88, suprareprezentare culturală a persoanelor care au avut tangență cu securitatea și care, chiar dacă n-aveau nucleu genetic patologic de natură paranoidă, l-au dezvoltat din nevoie, că trebuie să fii cu ochii în patru ca să supraviețuiești. Mm-hmm. Și cam asta e. Și multe alte variabile probabil pe care nici mintea mea nu le mai concepe acum. Dar sunt sigur că fiecare dintre ele poți să ți le imaginezi ca niște râuri care se varsă într-un fluviu, la fel cum sunt și genele noastre față de fenotipul psihocomportamental, și fiecare mai aduce acolo o mică contribuție, fiecare un aport. Am înțeles. Ok. Mulțumesc mult.